Lăsați-mă mâine jos. Nu intervenăm, dar noi avem nevoie să vină ea încoace să semneze. Uite cum facem. Noi vrem să organizăm împreună cu voi un flagrant. De câteva luni de zile facem un filaj să vedem cum operează ăștia. Ce trebuie să faceți voi e simplu. Noi stăm la masa aia, ne vedem de treabă, voi stați cu ei, vă vedeți de treaba voastră. Numai că o să vă filmăm. Vă facem artiști. Nu tași din gură, tu să tași din gură, da, ca să nu strici ceva. Că îi urmărim de mult pe bandiții ăștia și nu sunteți voi singurii fazani. Cu 12 firme au făcut la fel, 12 rânduri de fraieri au păcălit și toți în județul ăsta. Ceea ce e îngrijorător pentru județul vostru. Ba nu, că sunt doi și din Călăraș. Da, auziți, dar dumneavoastră nu sunteți coleg cu domnul de a fost mai înainte de a veni de la... El de la ce brigadă era? De n-a intervieva, de n-a... Nu e de la poliție, adică... Nu. Dom'le, dar cum de nu v-am văzut eu pe dumneavoastră, de nu v-am simțit? Că eu imediat am mirosul ăsta de... Ați avut măști de alea pe față ceva? Nu, avem măști de astea. Ma, tu păreai puțin mai deștept, dar nu-i mare diferența. Păi a lăsat-l pe reporterul, că n-are nicio treabă. Nu ne încurcă cu nimic. Își bagă nasul peste tot. E foarte bine. Așa am aflat de ăștia. Nu vrem să ne împrietenim cu el, nu trebuie să știe ce facem noi. Așadar. Te stați puțin, că să înțeleg și eu de aici. Dumneavoastră sunteți de la poliție? Eu mă predau! Ce faci, mă? Tu n-ai auzit ce am zis? Potolește-te! Nu văd că mă predau! Băi, ia, uite-te la mine! Alo! Lăsați-l mai ușor, că el e... el stă mai prost cu nervii capului, vă spun. Ia, ascultă-mă! Vină ea, taci din gură! Gata! Vină ea, semnezi ce zice ei și gata. Să nu te pună mama dracului să faci altfel că mă supăr. Da. Și nu vrei să mă supăr. Hai pe capul! Mai taci, mă, gata cu plânsul! Gata cu plânsul! Să poate să taci din gură? Da. Atunci taci. Nu, că și pe mine mă înțeapă așa de la... Ia atenție aici, băi, ia, gata. Deci, oricum e belită pentru voi. Dar dacă faceți ce vă cerem noi, s-ar putea să scăpați mai bine din asta. Și ne rămâne și mașinile? Eu v-am spus că e prost, domne. Ce să mai... Ce-am făcut, bă? Eu n-am făcut nimic. Eu am venit... Țara o arde pe comedie și pe canalul nostru de YouTube. Abonează-te și râzi românește cu Las Fierbinți.